Cadavrele celor doi au fost găsite undeva în jurul orei 12 la o ghenă de gunoi de pe strada Milcovului. Un locatar a văzut când a venit poliția împreună cu o ambulanță și cei de la criminalistică. Sătmăreanca deja știa că chiar lângă blocul ei se întâmplase o nenorocire. Am văzut că s-a uitat cu lanterna, dar era și, nu știu, o fată care căuta în coșul de gunoi și un bărbat erau cu poliția aici. S-a uitat cu lanternă și după aia au mai venit poliția, după aia smurdu. Au luat ceva dinăuntru? S-a uitat cu lanterna. N-ați văzut să ia? Și nu. Atunci n-au luat nimic. Ambulanța a plecat înapoi, după aia au venit criminaliștii și după aia au deschis și au filmat și au scos. Eu când am văzut, am zis că nu poate să fie un om întreg. Că era micuț când scoteau. Și o scos în bunge, în cutie, în ce? Nu, am văzut ceva bături și haine scoteau afară și pozau. Da. Cei care au găsit cadavrele au fost doi oameni ai străzii care au fugit repede la spital și au anunțat autoritățile. Da, în cursul nopții am fost, sau agentul de pază de la spitalul județean, de la unitatea de primire urgență, a fost sesizat de doi oamenii străzii, încă într-un container aflat în apropierea spitalului, micro 15, s-ar afla doi copii, doi feți decedați. Agentul de pază, evident, a reacționat prompt, a anunțat pe cei în cauză care se ocupă de așa ceva, a sunat la poliție, poliția a venit, a constatat. La fața locului s-au deplasat anchetatorii. Mai multe detalii și încadrarea faptei se va face după efectuarea necropsiei. Medicii legiști trebuie să stabilească dacă cei doi fetuși au fost născuți vii sau nu și care a fost cauza morții lor. Până atunci, anchetatorii încearcă să găsească mama și desfășoară acțiuni de cercetare. S-au luat și alte măsuri pentru identificarea persoanei, ca persoanelor care au făcut această faptă. Sursele spun că cei doi fetuși s-au născut vii la 7 luni, iar cauza morții ar fi plăgi înjunghiate la nivelul ficatului. În astfel de cazuri, principalul suspect este însăși mama copiilor.